Bună ziua, stimați colegi, iată ne ajungi la ultima noastră întâlnire din acest an, ședința ordinară a Consiliului Județean. Și vreau să vă mulțumesc aici în deschiderea ședinței pentru modul cum am colaborat în acest an 2019 și proiectele pe care noi le-am aprobat în interesul cetățenilor acestui județ. Prezenți 26 din 35, mai sunt câțiva colegi care sunt pe drum, iată unul din ei a intrat acum. Deci putem începe ședința noastră, este legal constituită. Având în vedere problemele pe care le avem în ordinea de zi, au fost invitați la această ședință să participe. Și am să dau citire invitațiilor. Domnul Gheorghe Iorga, profesor, doctor, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău. Doamna Mihaela Melinte, director Sport Club Municipal Bacău. Domnul Daniel Zodian, președintele Asociației Club Sportiv Bronx Powerlifting Bacău. Domnul Marius Căpușă, director Clubul Sportiv Școlar Bacău. Și domnul, în locul domnului Adrian Gavriliu, este domnul antrenor Cruceanu Dorin. De asemenea, la întâlnirea noastră de astăzi participă directorii și directorii adjuncți din serviciile și instituțiile subordonate Consiliului Județean, precum și directorii și directorii executivi din aparatul de specialitate al Consiliului Județean. Așadar, pentru ședința de astăzi, ordinea de zi, așa cum ați primit-o și dumneavoastră la mapă, este următoarea. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 11 decembrie 2019. 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier județean a domnului Miroșean Oliviu Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier județean. 3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Bacău domnului profesor dr. Gheorghe Iorga, personalitate în domeniul educației și culturii băcăuane. 4. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii din județul Bacău care au obținut performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale desfășurate în acest an. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru realizarea obiectivului de investiție modernizarea drumului județean 206B Parava Rădoaia. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții, construire bază salvamont și anexe, împrejmuire teren, fosă septică, vidanjabilă și branșamente la utilități în oraș Slănic, Moldova. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții, reparații capitale, șarpantă, clădire, cantină, școala gimnazială specială Maria Montessori din Bacău, județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de intervenții la clădirea C1, spații de instruire și depozitare, așa cum e trecut în lista de inventar, din strada George Bacovia 57. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, amenajarea și dotare loc de joacă pentru copii la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivelul județean pentru perioada 2014-2023. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii licenței de traseu pe traseul județean Bacău-Corbasca de la SC Trans SRL și SC Impex Puiu SRL ca urmare a fuziunii celor două societăți. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuții bugetare pe trimestrul 4-2019. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru eliberarea, prelungirea, înlocuirea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor de restructurare pentru instituțiile de protecție specială
a persoanelor adulte cu handicap cu o capacitate mai mare de 50 de locuri aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2020 a concediului de odihnă neefectuat în anul 2019 de către președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Bacău. 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău. 17. Proiect de hotărâre privind mandatarea președintelui Consiliului Județean Bacău ca evaluator al performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Bacău pentru activitatea desfășurată în anul 2019. 18. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de management al managerului Bibliotecii Județene Costache Sturza Bacău și desemnarea managerului interimar al Bibliotecii Județene Costache Sturza. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii cu Spitalul Județean de Urgență Bacău și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale a Convenției pentru emiterea avizului favorabil referitor la obiectivul de investiții, lucrări de modernizare, extindere, dotare, infrastructură, unitate de primiri urgențe, realizare heliport la Spitalul Județean de Urgență Bacău, amplasat în municipiul Bacău, strada Spiru Haret. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între județul Bacău din România și raionul Belgorod, regiunea Odessa din Ucraina. 21. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției numărul 66 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al județului Bacău. 22. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în două loturi a imobilului având numărul cadastral 62198, situat în Comănești, strada Petricica, numărul 11 bis, județul Bacău, în suprafață de 9575 de metri pătrați. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, vă propun retragerea de pe ordinea de zi a punctului 22 privind dezlipirea în două loturi pentru completare documentației. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu sunt. Acum am să vă rog, pentru că ieri împreună am comemorat victimele, eroii Revoluției noastre din decembrie 89, să ținem un moment de reculegere. Vă mulțumesc. Doamna secretar Ina Zară, vă rog. Potrivit prevederilor codului administrativ cu completările ulterioare, în acceptul fiecare ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 11 decembrie 2019. Mulțumesc. Dacă sunt observații, dacă nu, vă supun la aprobării procesul verbal de la ședința trecută. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Punctul 2 la ordine de zi se referă la constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie a mandatului de consilier județean al domnului Miroșeanu Liviu Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier județean. Așa cum în conformitate cu prevederile legale și a codului administrativ, calitatea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului prin demisie. Constatăm încetarea de drept a mandatului de consilier precum și vacantarea locului de consilier județean printr-o hotărâre a autorității deliberative. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale prin demisie
a mandatului de consilier județean al domnului Miroșanu Liviu Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier județean. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Pentru următorul punct al ordinii de zi, vă rog să-mi permiteți, este un moment solemn, să mă ridic în picioare și să dau citire referatului de aprobare privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Bacău, domnului profesor dr. Gheorghe Iorga, personalitate în domeniul educației și culturii băcăuane. Educația este întotdeauna un orizont, nu o destinație. Remarca foarte bine istoricul nostru Nicolae Iorga. Această călătorie asimptotică către sursa cunoașterii se suprapune cu respectul față de profesorii excelenți pe care i-am întâlnit în viață și cărora ne dorim să le aducem recunoștința noastră. Este un demers dificil să omagez activitatea unui dascăl care a format generații de elevi, căci întregul respect pe care acesta îl merită nu constă doar în vorbele de laudă, ci sunt chiar reverberațiile învățăturilor pe care ni le transmit. Domnul profesor dr. Gheorghe Iorga este un astfel de dascăl. O personalitate de excepție în activitatea devenirii culturale și educaționale a județului Bacău și nu numai. Născut pe meleagurile noastre băcăoane, în 1954, în comuna Parincea, Gheorghe Iorga urmează cursurile Facultății de Limba și Literatura Română din cadrul Universității București, perioadă în care aprofundează pasiunea pentru limba persană. Și pe durata bursei de studii din Iran, în limba și literatura persană, între anii 1977-1978, la Facultatea de Limbă și Literatură Persană a Universității din Teheran, experiența acumulată în universul magic al limbii persane îl inspiră pe domnul profesor dr. Gheorghe Iorga să ne aducă în fața ochilor frumusețea spiritului celui care a fost marele poet persan de acum milenar, Omar Khayyam. Astfel, printr-o muncă susținută și o inspirată viziune, domnul profesor dr. Gheorghe Iorga a reușit să ne încânte cu traducerile în premieră din limba persană, în limba română, a unui număr de 805 catrene ale poetului Omar Khayyam. Gheorghe Iorga a lucrat și alte traduceri din limba persană. Bufnița oarbă, Femeia care și-a pierdut bărbatul, Teama, o antologie de proză scurtă iraniană, Călătorii cu limba tăiată, o antologie a poeziei mistice persane, Un arian în umbra moscheii, Aida în oglindă, Mehrab de Sohrab Seperi. A tradus din limba română în limba persană 11 elegii de Nikita Stănescu, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, o antologie a basmului popular românesc. O altă carte, Rândunica din nasul lui Buddha, care se dorește o punte culturală între două lumi, între Orient și Occident, se adaugă la lunga listă de lucrări editoriale cu care ne-a obișnuit invitatul nostru de astăzi. În anul 2018, autorul Gheorghe Iorga nu încetează să ne surprindă cu o nouă apariție editorială. Rainer Maria Rilke, Epifanie dintr-o biografie interioară, care trece granița unui pasionat traducător, abordând critic, eseistic, opera unui mare poet. Din anul 2009, este doctor în filologie, titlu obținut la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu teza Opera lui Omar Khayyam și receptarea ei în cultura europeană. Devine mai apoi profesor asociat al Universității Ieșene, unde predă cursuri de limbă persană. Are peste 150 de articole, studii și eseuri publicate în reviste de specialitate, fiind și autor și coautor de lucrări didactice.
În îndelugata și bogata sa carieră de manager, domnul profesor doctor Gheorghe Iorga a acumulat o vastă experiență în conducerea multor instituții de învățământ preuniversitar, fiind succesiv director adjunct al Colegiului Herecoan de Bacău, inspector general în corpul de control al Ministrului Educației, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, director al Colegiului Național Ferdinand I Bacău, formator de caractere, mentor și model, exemplu viu al omului de un dinamism debordant, mereu preocupat de atingerea unor idealuri nobile și săvârșirea unor fapte durabile. Pentru remarcabila contribuție adusă la îmbogățirea patrimoniului cultural județean, național și internațional, de către domnul profesor dr. Gheorghe Iorga, personalitate complexă a culturii și educației băcăoane implicată de-a lungul vieții în viața literară, filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, propune să-i fie conferit ca semn de recunoaștere și prețuire a întregii sale activități. Titlul de cetățean de onoare a județului Bacău. Consiliul Județean, cetățenii județului Bacău, suntem cu toții deosebit de onorați să avem această șansă de a fi alături de domnul profesor dr. Gheorghe Iorga și ne dorim să ne arătăm respectul și admirația pentru activitatea permanentă în promovarea educației, culturii, valorilor, excelenței și moralei în societatea noastră. Gheorghe Iorga, cetățean activ al comunității băcăoane, este și va rămâne o personalitate marcantă cu care ne mândrim și care merită întreaga apreciere a cetățenilor județului nostru. Față de cele prezentate ca semn al prețuirii noastre pentru tot ceea ce a realizat în domeniul educațional, didactic și cultural băcăoan, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare a județului Bacău domnului profesor dr. Gheorghe Iorga, personalitate în domeniul educației și culturii băcăoane naționale și internaționale. Și vreau să mulțumesc aici și colegilor mei din Consiliul Județean și celor care au venit cu inițiativa domnului Dumitru Bărăneanu, domnului Cautiș. A fost o inițiativă mult mai de mult, dar astăzi s-a concretizat. Domnul Cautiș dorească să ia cuvântul, vă rog. Și doamna Martiș. Este sincer, nu mai vedem, ce prezențe sale astăzi, un moment deosebit, emoțional. Eu n-am să cer să vorbesc despre managementul promovat de către colegul meu și bunul meu prieten Bogu. Și n-am să vorbesc despre calitatea sa profesională, calitatea sa de creație, ci voi încerca să vorbesc despre omul Gheorghe Iorga. În el am văzut, eu dacă nu greșesc, îl cunosc și ne cunoaște, chiar de când a venit în anii 70, ca profesor titular de limba și literatura română la fostul liceu Herecoan, astăzi Colegiul Național Herecoan. Acolo, profesor tânăr, plin de inițiativă, e adevărat și cu experiența acumulată de un an de zile din Iran, dacă nu greșesc, de altfel și un articol în Cercetarea, un redactor, scrie acolo, persoanul Gheorghe Iorga va primi cetățean, titlul de cetățean de onoare a județului Bacău. Deci, spuneam că încă de întinerețe, el plin de inițiative, plin de a face ceva util atât comunității, cât și colectivului în care se află, inițiază un cenaclu literar-artistic, în scapă numele, denumirea genericul care îl avea, așa, unde, pe lângă partea artistică, ce reunea un număr destul de mare de profesori de diferite discipline școlare, era unul de educație fizică, un recitator deosebit atunci. Să-mi minte, era pe scenele la Casa de Cultură în permanență. Și noi, la spectacole de ținută județeană, îl vedeam cu domnul Vlad Mănescu aici, poate susține în această chestiune, unde
era prezent cenaclul inițiat și chiar condus, de ce nu, de către profesorul Gheorghe Iorga. De asemenea, la Gheorghe Iorga ușa este deschisă în permanență. Și vă spun ca unul, atât când l-a văzut și deci, toate funcțiile deținute de-a lungul vieții de dânsul, am avut ocazia să îi deschid acele uși, să stau de vorbă, chiar a fost și nopți întregi când până spre dimineață am discutat, am desfătut și sincer vă spun, ca profesor de matematică am avut ce învăța de la filozoful și creatorul Gheorghe Iorga. Vreau să mai spun și cu asta închei, este și un familism model. Vorba bună, de altfel și calmitatea, mesajul cald al moldovenilor, se găsește în totalitate în eu, profesorul Gheorghe Iorga. Domnule, mă bucură că am ocazia să vorbesc și în acest cadru despre tine ca om și ceea ce ai făcut. La mulți ani! Aș vrea și eu să adaug câteva cuvinte cu privire la activitatea domnului profesor dr. Gheorghe Iorga. După cele prezentate de domnul președinte și de colegul Vasile Cautis, sigur că n-am vrea să mă repet, dar vreau să spun că e o mare bucurie pentru mine să fiu astăzi prezentă la acest eveniment cu totul deosebit din viața domnului profesor dr. Gheorghe Iorga, care este cu adevărat o personalitate remarcabilă în viața culturală și educațională a județului. Aș mai adăuga faptul că este un om care s-a implicat activ în viața civică și este activ în continuare. Nu este activitate deosebită la nivel de județ, fără ca domnul profesor Gheorghe Iorga să fie prezent și să contribuie la pregătirea și desfășurarea corespunzătoare a acestor evenimente. De asemenea, să-mi exprim bucuria că colegul meu, Gheorghe Iorga, este printre foarte puțini cunoscători și traducători de mare talent din limba persană în țara noastră. Sunt atât de puțini încât, cu adevărat, noi putem să ne mândrim că județul nostru trăiește unul dintre puținii traducători și cunoscători ai limbii persane. Aș încheia prin a spune că, având posibilitatea să lucrez cu domnul Gheorghe Iorga la inspectoratul școlar, i-am cunoscut latura umană, așa cum spunea colegul nostru Vasile Cautiș, și pot să confirm aici în fața dumneavoastră că a fost o perioadă deosebit de frumoasă din activitatea noastră. Este un coleg extraordinar, un conducător bun, un om de echipă care a reușit să imprime în inspectoratul școlar respect reciproc între inspectori, ceea ce ne-a dat o încredere sporită în activitatea noastră și am reușit, cred eu, că în perioada respectivă să ridicăm nivelul și prestigiul învățământului Bătăuan. Nu îmi rămâne decât să îl felicit pentru întreaga activitate și consider că ceea ce facem noi astăzi este o recunoaștere a valorii profesionale și a omului Gheorghe Iorga. Îi doresc sănătate și succes să poată veni în continuare cu lucrări care să ne încânte. Mult succes! Și aici dau cuvântul acum și colegul nostru Dumitru Brăleam, din inițiatorii a ceea ce se întâmplă astăzi aici, în Măsulem, și președinte un inspector din România, Fia la Bacă. Domnul Dumitru Brăleam, mulțumesc, domnul președinte. Am deosebit o onoare să prezint câteva date legate de activitatea filialei. Anul acesta a fost o activitate bogată, în sensul că scriitor din filiala Bacă, Ovidiu Genar, a câștigat premiul Cartea Anului a Uniunii Scriitorilor de România. Prozator Emil Lacu a luat premiul Academiei pentru proză, iar profesorul și criticul literar Constantin Călin a luat premiul Academiei pentru fizică literară. Și acum, astăzi, ca o rotungime, dacă vreți așa,
domnul Gheorghe a devenit cetățean de onoare a județului. Un om de cultură de excepțională valoare, așa cum s-a spus de către antivorbitorii mei, care lasă o urmă sigură în conștiință, nu numai și în spațiul cultural, nu numai băconcii și românesc. Este de fapt singurul sau primul care a tradus direct în persoană viața de Caiarne și nu, numai și pentru asta de foarte mult, pentru toate celelalte traduceri sunt de filieră franceză sau engleză. Deci a fost preluat din limba engleză franceză. Domnul Iorga a tradus direct din persoană aceste rugăciuni, ceea ce nu e ușor de a traduce, dacă nu cunoști foarte bine sensul și profunzimea cuvintelor și a limbii, primul rând, dar în persoană. Asta dovedește capacitate excepțională de asimilare și de înțelegere a fenomenului cultural asiatic, a fenomenului cultural persan. Gheorghe este și un bun coleg, un scriitor, un critic literar care vine mereu cu noutăți, care dă valoare spațiului cultural băcăoan și prin asta spațiului cultural românesc. Cred că trebuie să fim onorați că suntem contemporani cu astfel de personalitate. Aceasta ne dă și nouă cu valoarea noastră ca și instituții publice. A intrat în tradiție și asta e un lucru foarte bun, că a luat cel puțin una din personalități, de excepție de a județul, spuneți titlul de cetățean de onoare, sau care s-au născut, sau care provin din acest județ. Acesta e un lucru bun, înseamnă că administrația publică județeană se pleacă spre a da cezarului ceea cezarului pentru respectul care se cultivă celor care, într-adevăr, aduc un plus de valoare imaginii județului nostru și imaginii culturii băcoane și rămânește în asamblu. Eu îi vreau să în continuare succes și sper că vom colabora la fel de bine ca și până acum și așteptăm noi apariții la fel de interesante de șocante ca cele până acum. Poate nu numai de la limba persană, ci și din alți mari scriitori europeni, dar încă Gheorghe are multe de spus de acum încolo. Succes și multă sănătate și nouă gândul cel bun, să ne ținem acest obicei bun, domnul președinte, și în fiecare an, bar una din personalitățile care s-au născut să marchează acest pas cultural, să fie despărțit cu acest titlu de onoare cetățean de onoare. Vă mulțumesc și multe bună! Gheorghe nu a venit singur astăzi aici, a venit însoțit de câțiva din prietenii domniei sale. Văd aici în sală pe domnul Mănescu, pe domnul Dan Petrușcă, pe domnul Virică Buteanu, pe domnul Mihai Ceucă, pe domnul Grigore Codrescu și pe domnul George Pâncaru, care este și președintele Sindicatului Liber și Învățământ. Vreau să fie astăzi alături de personalitatea domnului Gheorghe Iorga pe tot ceea ce a făcut. Acum v-aș vrea să acordăm și votul. Așa că cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Respingem. În unanimitate. Și cu permisiunea dumneavoastră am să-i înălez diploma și placheta pe care am pregătit-o. Se acordă domnului Gheorghe Iorga în semn de recunoaștere și prețuire pentru remarcabil rol avut în dezvoltarea și îmbogățirea patrimoniului educațional și cultural băcovan, diploma de cetățean de onoare al județului Bacău și o plachetă care eu mână în numele dumneavoastră și a cetățenilor acestui județ pentru tot ce ați făcut și veți face de aici în formă. Thank you.
În limba română, pentru că... În limba română, da? Poți să spui și în limba persoană câte? Vreau să vă mulțumesc că primarul Consiliul Județean, domnul președinte al Consiliului Județean, domnilor vicepreședinți ai Consiliului Județean, pentru onoarea de a-mi fi acordat acest titlu care îmi dă, să spunem, noi energii pentru viitor. Vreau să te mulțumesc de asemenea prietenilor care mă însoțesc la această festivitate și pentru că mă aflu aici în fața dumneavoastră, vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte pornind de la sintagma cetățean de onoare și mai ales de la acest cuvânt care, din păcate, tinde să se uzeze în lumea noastră de astăzi. Onoarea a fost asociată deseori cu nevoia de respect. Pentru că și nevoia de respect, ca nevoia de onoare, este o necesitate a sufletului omenesc în general. Dar în timp ce respectul este, să spunem, individual, identic pentru toți și chiar nu are, pentru că el ține de natura umană, onoarea se referă la o ființă, să spunem, surprinsă în peisajul ei sociocultural și profesional. Pentru ca nevoia de onoare să fie satisfăcută, trebuie ca fiecare dintre colectivitățile din care face parte ființa respectivă să împărtășească o tradiție mare, o imensă tradiție, care să fie, care să cuprindă trecutul ei și care să fie recunoscută la nivelul, cum este cazul aici, la nivelul județului. În al doilea rând, colectivitatea trebuie să aibă o, să spunem, să păstreze vie memoria realizărilor ei, pentru că această ființă despre care vorbim, care are nevoie de nevoie sufletească de urmare să se împlinească. După cum vedeți, este vorba despre memorie și în ambele dimensiuni ale existenței mele, adică cea educațională și cea culturală, dar și cea umană. Spuneam, este vorba despre memorie. Învățământul este un domeniu al memoriei. Cultura este un domeniu al memoriei. Și mai ales în lumea de astăzi, și dumneavoastră aici, la Consiliul Județean, trebuie să luptăm pentru a păstra vie memoria. Pentru că, până la urmă, ea este cea care constituie istoria culturii sau a civilizației umane. De aici vine prestigiul social al unui individ sau unei comunități. În altă ordine de idee, dar nu departe de primul gând, ar trebui, poate pentru că sunteți un organism al înțelepților județului, ca să spunem așa, trebuie să mă explic într-un fel, să vă împărtășesc dumneavoastră ideea că am rămas în Bacău și de-a lungul întregii vieți, mici escapade, luați cuvântul între ghilimele, am rămas în Bacău.
Poate că este nevoie să vă explic de ce. Când această rămânere în orașul și în județul meu este de fapt o sumă a unor renunțări, fie voluntare, fie conjuncturale, care mi s-au, la care a trebuit să fac față de-a lungul vieții mele. În Iran, după Revoluția Islamică, din 1978-79, din Iran puteam să plec oriunde în lume, pentru că mă împrietenisem atât de bine cu studenții din alte țări, încât s-au oferit, eu care eram o victimă a comunismului, s-au oferit să mă ia, să mă invite la ei în țară, să studiez în țările lor, în Statele Unite, în Franța, în Germania, în Italia, în țări arabe. Pentru că le câștigasem, să spunem așa, încrederea prin cunoștințele mele, să le spunem așa, vă rog să-mi iertați ieșirea din modestie, cunoștințele mele despre cultura țărilor lor. Era ca și cum le spuneam prietenilor mei, te duci undeva într-un deșert și la un moment dat un beduin ți-ar vorbi acolo despre Eminescu. Așa aveam senzația când le vorbeam japonezilor, de exemplu, despre mari lor scriitori, despre literatura clasică japoneză, iar ei erau uimiți de unde știu eu aceste lucruri. Apoi, venind în țară, deci am renunțat. Venind în țară, am și intrând în legătură cu Facultatea de Limbi Orientale a Universității București, am vrut să dinamizăm activitatea secției de persoană, unde se dădea examen cam la 2-3 ani, și am vrut să facem o admitere anuală, să înființăm și o revistă de comparatistică, de literatură comparată, cu accent evident pe lumea orientală și specific persană. Acolo au apărut niște mici scene de gelozie și de invidie din partea unor pseudo-profesori existenți la acea oră, așa că am renunțat. Venind la Bacău, la Liceul de Aeronautică Henri Coandă, am fost invitat să fiu profesor la Universitatea Băcăoană. Tot cu un gând de acest gând, de înființare a unei secții de persană, care evident nu s-a realizat din motivele arătate anterior. Apoi, trecând pe la Minister, vreo 2 ani, la Ministerul Educației Naționale și văzând ce birocrație este acolo, am zis că acolo nu este locul meu și trebuie să mă întorc la Bacău. La Iași, după doctoratul din 2009, evident, am avut și acolo ofertă, dar din motive de birocrație și de oarecare nesiguranță acestui post, am preferat să vin la Bacău. Deci rămânerea la Bacău este o sumă, cum spuneam, a unor renunțări, fie voluntare, fie conjuncturale. Să zicem că mă regăsesc în destinul, sub acest aspect, în destinul domnului Constantin Călin, care i-a tradus prin volumul al treilea, din dosarul Bacovia, prestigiul județului nostru, nu? Bacovia, care a fost premiat în egală măsură cu autorul acestei teribile cărți în trei lucrări, în trei volume. Pentru că și domnul Constantin Călin a fost era convins de adevărul
că se pot face lucruri universale și în provincie, aici, în orașul lui Bacovia și în județul Bacovia. Comunitățile în care am lucrat până acum m-au ajutat să reușesc, deci desigur mai sunt foarte multe de făcut în drumul acesta al desăvârșirii spre care tindem toți, dar eu sper că începând de astăzi puteți conta cu adevărat pe mine. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim încă o dată atât domniei sale, domnului profesor dr. Gheorghe Iorga, cât și invitațiilor și prietenilor care au fost astăzi câțiva dintre ei aici prezent și au ținut să fie aici prezent. Noi o să ne continuăm lucrările, puteți sigur să vă retrageți sau să rămâneți la ședința noastră. Vă mulțumim încă o dată. Felicitări și la pauză. La voastră conferință, la voastră felicitări, domnule profesor, la voastră și prietenul dumneavoastră și tuturor celor care aduc o contribuție importantă la dezvoltarea culturii și educației în județul nostru. Noi ne continuăm întâlnirea noastră. Mulțumim! Rămânând în această atmosferă și ce este mai frumos decât să aduci recunoștință celor care fac performanță în județul nostru și sunt adevărați ambasadori în lume, prin ceea ce fac. Iar astăzi sunt patru cluburi din județul nostru, patru cluburi sportive, care ne-au dat posibilitatea nouă, prin hotărârile Consiliului Județean din 2002 și în 2011, în care am instituit premiile pentru performanțe deosebite în domeniile educațional, cultural, sportiv, economic și social. Și aș vrea să menționez care sunt premiile pentru aceste performanțe la nivel național. Premiul 1, locul 1, 200 de euro, premiul locul 2, 150 de euro, locul 3, 100 de euro, iar la nivel internațional, locul 1, 300 de euro, locul 2, 260 de euro și locul 3, 200 de euro. Aceste rezultate trebuie, sigur, apreciate și încurajate mereu de către noi prin ceea ce facem și prin recunoștința care ne-o aducem, pentru ca ele să devină fundamentul viitoarelor performanțe ale tinerilor noștri cu care să ne putem mândri și să regăsească toți băcăuani. Drept pentru care, în proiectul de hotărâre, se propune acordarea unor premii în bani, în echivalentul a sumelor stabilite prin hotărârea Consiliului Județean din 2011, care tocmai am menționat-o, corespunzător nivelului de performanță obținut. Astfel, sportivii și antrenorii nominalizați sunt de la Sport Club Municipal Bacău, în prezența doamnei director și antrenor Mihaela Melinte, aici prezentă, vom premia, și pentru că numărul lor este undeva la 150 de copii performanți, o să vă rog pe toți ca după ce vom aproba noi aceste premii, la sfârșitul ședinței, mai precis am stabilit noi o oră 12:30, sper să ne încadrăm în 12:30, să coborâm la brad, acolo vor veni fiecare cu copiii de la cluburile respective care sunt prezenți în Bacău, ne vom amâna aceste premii copiilor.
Deci, la Sport Club Municipal Bacău, la secțiile atletism, box, haltere, not, sărituri în apă, judo, lupte greco-romane, lupte libere, arte marțiale. Sunt 63 de sportivi cu 63 de antrenori, performanțe internaționale și naționale. Cea de-a doua premiată este Asociația Club Sportiv Bronx Powerlifting Club Bacău, a cărui director este prezent aici, Daniel Zodian, la secțiile judo și powerlifting. Sunt 28 de sportivi cu 4 antrenori, performanțe internaționale și naționale. Cel de-al treilea club, Club Sportiv Municipal Bacău, noul director Adrian Gavriliu, prezent aici este antrenorul Dorin Cruceanu, pentru secțiile judo, hand-to-hand fighting. 11 sportivi și un antrenor. Performanțe internaționale și naționale. Și cel de-al patrulea, Clubul Sportiv Școlar Bacău, noul director Marius Căpușă, prezent aici, la secția de handbal. 16 sportivi, 2 antrenori, performanță națională. Dumneavoastră ați avut ocazia să vedeți lista cu și anexele la hotărâre. Nominalizați toți cei 150 de copii. Valoarea totală a premiilor fiind de 28.940 de mii de euro, reprezentând echivalentul în lei a sumelor stabilite în funcție de performanțele obținute acordate la cursul BNR din data efectuării plății, adică cea de astăzi. Înainte de a supune proiectul spre aprobare, aș vrea să, pentru că i-am invitat aici, cei patru reprezentanți ai cluburilor, foarte pe scurt, să spună câteva cuvinte. Vă rog. Doamna Mihaela Melinte, la dreptul Pins. Reprezint Sportul Municipal Bacău. Avem sportiv de valoare. Este un club de renume. La ultim 70 de ani. Cu sportivi valoroși, după cum ați văzut, clubul nostru are cei mai mulți sportivi reprezentând Bacău, scuze. Emoțiile sunt mari, pe stadion erau emoțiile mai puține. Chiar vă mulțumesc că sunt invitată pentru acordarea acestor premiere și vă rog să și aprobați, pentru că fiind finalul de an, sportivii noștri sunt foarte bucuroși și că termină anul ceva mulțumesc mult. Da, vă mulțumesc foarte mult. Data viitoare să vorbesc mai mult, o să fiu invitată mai mult sportiv. Și vă doresc să puteți fericite și anul care vine să vă aducă sănătate maximă la toată lumea. Mulțumesc mult! Mulțumim, Mihai Melinde, iată și o sportivă cu recorduri mondiale, fostă campionă mondială și europeană la aruncarea... Da, pot să spun că am făcut aruncarea ciocanului, am recorduri mondiale, am reprezentat Bacău peste tot în lume și chiar mă mândresc pentru că fiind sportiv am avut multe oferte să plec în străinătate, chiar și în țară și m-am plecat. Deci, în, 1990 sunt în Bacău, reprezint Bacău ca și sportivă, ca și antrenoare și ca și directorul de secțiile Bacău. Mulțumesc mult! Domnul Marius Săpușcă, domnul director. A fost nominalizat al patrulea club, sunt bucuros că am plecat pe doi. Dintr-o glumă, în primăvara anului 2018, am înființat o echipă de handbal, niște fetițe de 10-11 ani,
împreună cu colega mea, Georgiana Vântu, la Palatul Pupilă. Anul acesta gluma s-a îngroșat și a devenit o chestie serioasă și ne-am trezit la turneul final de la Vâlcea, unde am jucat finala cu echipa din București și, din păcate, din lipsa experienței, am pierdut. Cu aceeași echipă am început la junioare 3, tot cu colega mea, Georgiana Vântu, și avem, la momentul ăsta, 13 etape, 13 victorii, deci numărul 13 cu noroc. Eu vreau să vă mulțumesc, fiindcă Clubul Sportiv Școlar nu aparține nici primăriei, nici Consiliului Județean. Noi aparținem Ministerului Învățământului. Cum distinsa mea colegă a făcut afirmația că are cei mai mulți sportivi, așa pot să dau și eu că dau cei mai mulți sportivi la celelalte cluburi. La CSN-ul, la domnul Gavriliu, la maestra Mihai Amelite, a uitat să spună că e și maestra. Asta, deci ceva am simțit la fiecare aici. La mulți ani, mulțumim mult, premiul ăsta ne obligă. Făceam o glumă acum cu doamna consilieră, am spus că votează, că altfel trebuie să plătesc eu afară, că mă așteaptă cu ochii. Asta. Multă sănătate. Vă mulțumesc mult! Director Asociației Club Sportiv Rău Spalului. Da. Noi suntem un grup mai mic, dar... Mai tânăr, nu? Nu știu, mai tânăr, avem 10 ani de existență. Iar anul acesta, împreună cu doamna Daniela Țățară de GSVC, am pus bazele unui proiect în care copiii din sistem fac judo. Iar o parte din cei premiați astăzi sunt datorită acestui proiect. Noi vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați, în fiecare suntem premiați și sperăm și anul viitor și anii care urmează să avem mai multe premii. Felicitări! Și domnul Dorin Cruceanu, Club Sportiv Municipal Bacău, în ultimul rând. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Mi-aș cere scuze în fața noastră pentru domnul Gabriel, că nu a putut să ajungă azi. Este foarte ocupat. În primul rând și în primul rând, mulțumim Consiliul Județean pentru investițiile pe care le face, nu numai în infrastructură, dar le face și în educație și în sportul de performanță. Răsplata premiilor pe care le-a acordat astăzi, sunt faptul munca copilului în sală, numele patronului pe care îl ducem pe plan național, pe plan internațional, ceea ce ne bucură pe toți și sperăm ca și la anul să ne invitați. Vă dorim un Crăciun fericit și un an de plan managerial cât de mai liniștit. Mulțumesc mult! Stimați colegi, dacă nu mai sunt intervenții, aș propune să și votăm ceea ce este. Dacă sunteți de acord să acordăm aceste premii. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Iată, în unanimitate, Consiliul Județean recunoaște și apreciază performanța astăzi în domeniul sportului. Felicitări și spor la muncă și așteptăm după, sper să fim operativi, ca la 12:30 ne așteaptă copiii jos la braț să fim cu toții, să mânăm aceste diplome. Acum am să-l rog pe domnul vicepreședinte Pravăț pentru următoarele două proiecte să ia cuvântul. Vă rog! Bună ziua! Vă spun atenție drepturi hotărâre privind aprobarea de la Biroul Tehnic Economic pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizare drumul județean 26B, Paraba Rădoaia, kilometrul 4 plus 650 până la kilometrul 10 plus 516. În vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere și pentru sporirea gradului de siguranță a circulației pe drumul județean de pe rasa Județului Bacău, este necesar modernizarea, în anul 2020, a drumului județean DG206B, la kilometru 4 plus 650 până la kilometru 10 plus 516, pe rasa localității Paraba.
Pentru realizarea acestor investiții, Serviciul Public Județean de Drumuri a propus aprobarea documentației tehnico-economice proiect în fața DALI, având numărul 561 din 2019, întocmit de proiectantul SECR-ul Construcții RL, cu următorul indicator tehnico-economic. Modernizarea drumului județean 206B, Paragua, Rădoaia, având valoarea devizului general, lei de TVA de 42.933.210,47 lei. Față de cele prezentate, vă spune la vot dacă sunt intervenții. Domnul Olteanu. Din păcate, se vede că am avut dreptate la ședința întrebare, la ședința extraordinară de la Lofteana, că spuneam că acest drum nu avea indicatorii tehnico-economici stabiliți. Deci era pus acolo fără această condiție. S-a spus acolo că e suficient o notă de fundamentală. Dacă ne uităm în materialele puse la dispoziție pentru susținerea proiectului, nota de fundamentare dată de 4-12 ani. Deci nu exista nici o dată de fundamentare. Atunci când s-a spus că m-a fost să nu ceva ce acum acceptați și v-ați avut comisie și acceptați. Nu, 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 voți vreți și colegii vor acționa în consecință. Deci spun, în data de 4-12 este nota de fundamentare. Atunci când noi am semnalat că lipsește nota de fundamentare, avem dreptate. Din fericire, totuși, s-au mișcat lucrurile și s-a făcut regulile. Și devizul și nota de fundamentare s-a pus nimic în urmă. Ascultați-mă, nu s-a pus nimic în urmă. El își urma cursul firesc. Dacă erau gata, sigur, știam că ele sunt, nu mai supresc. Era notată fundamentală, urmă, astăzi am venit în fundamentală. Ne uităm în procesul verbal la ședințe și veți vedea că atunci s-a afirmat că există note de fundamentală. Nu există. Revenind, e bine că se face, dar nu e suficient. Pentru că acest drum asigură legătura până la urmă între Onești și Bacău prin Lăcăciune. La o ședință anterioară mi s-a atras atenția că nu cunosc situația din teren și lucrurile s-au mai schimbat. Astăzi, exact acel cum a venit, nu asta este motivul întârzierii, e adunat în Bacău. Și am constatat că dacă ar fi, așa ca să circulăm mai sigur și mai repede, mai urgent ar fi de reparat drumul dintre Temelia și Onești. Pentru că paradoxal poate, dar șoferii de experiență știu că îmi dau o vădă de date, se circulă mai bine pe porțiunea dintre Rădoaia și Parava pe un drum de balast. E o realitate. Pe drumul dintre Temelia și Onești sunt gropi, sunt caverne care practic te fac să circulă în slavă. Îngreunează mult circulația. De aceea, cred că pe lângă acest proiect a trebuit venit și cu un proiect prin care să se modernizeze drumul de la Temelia până la Onești. Și spun până la Onești pentru că de drumul de pe țeară 119 este până la intersecția cu DN11A. Există acolo o dispută între primăria Suraboie și primăria Onești, cine se repară cel drum cu ei aparține. Este drum de țeară. Revenind la 206B, mai am o nevoie. Mi se spune că se repară între kilometru, se modernizează între kilometru 4.416, 4.650 metri și 10.516 metri, dar drumul are 206B, are 13 km 400. Înseamnă că rămâne o diferență de 2 km și 880 metri nemodernizat. Tot? Atunci nu trebuie apunit să-mi hotărâi de până la 13.400? Nu, deci, dar și cu voia. O să-i dau la microfon, doamna directoră. Da. Dar mai aveți întrebări, David. Domnul Olteanu. Asta este întrebarea. Da, asta este. Și mai am o întrebare
revin la o solicitare mai veche a mea. În ședința din 24 iulie am cerut un raport Direcției Județene de Zumă privind starea drumului DJ-119. N-am primit nici acum acest raport, s-a afirmat la ședința din august, deci la proxima ședință după cea din iulie, că există raportul. Nu l-am văzut, nu mi s-a adus la cunoștință rapoartea acestea, trebuie să le știe plen, trebuie toți considerii să aibă cunoștință de el. Deci aștept și acea raport și vreau răspuns la activarea devin numărul de kilometri care se reabilitează. Da, doamna director și la cea de-a doua întrebare a mea, să o să rog domnul vicepreședinte. Organizarea acestui sistem de drum, vreau să vă spun că acesta se face pentru tot sectorul de drum care este balansat. Deci, mergem până unde anul acesta, am făcut lucrări de întreținere și am ascultat un covor asfalt. Deci, și o să fie de la drumul național până la intrare în Gura Făriei, tot se fie tot drumul asfaltat, după ce executăm lucrurile acestea. Deci, nu rămâne nimic de asfaltat. Iar pentru Gura Făriei, noi deja am prins într-o situație ca guvernul bugetul pe anul viitor, am prins o listă de investiții, documentația tehnică, care să o realizăm pentru Gura Făriei. Referitor la faptul că drumul intră și în Onești, vreau să vă spun că acel sector de drum aparține cu un ordonanță 43, municipiului Onești. Da, dacă nu suntem ca să nu operă. Ca să spun, n-am înțeles. Se asfaltează, se modernizează până la intrarea din Dama. Deci până la intrarea din Dama. Până unde este covor. Da, mă, domnul Teamu. Până unde este covor. Dar sunt solicitat asta în comisie, oamenii, doamna, trebuie să vă lea toate ce este. Nici facem, nici transformăm ședința Consiliului Județean într-o ședință din Comisie de Specialitate a Consiliului Județean? Nu vă întreb, de ce nu ați participat la ședință și să cereți toate aceste detalii? V-am mai spus ce ne vin. De la ședință până astăzi, am constatat alt lucru. Noi, care trebuie să ne aflăm aici, până la ședința Comisiei de Specialitate, nu se simte acel lucru. Azi am fost acel lucru. Și am constatat că există asfaltul de la lucrat. N-am nevoie dacă voi să avem ceva nou. Ba da, da, v-aș ruga Comisia de Specialitate să intrați în detalii tehnice. Nu am avut atunci întrebări de acestea, dar am avut atunci. Eu vreau să mai spun ceva, pentru că sunt 900 de kilometri, aproximativ 900 de kilometri de drum județean. 905, câte sunt, doamna, exact? 923 de kilometri de drum județean. Numai în ultimii 2 ani, luăm 2018 și 2019, sunt peste 200 de kilometri, 215, 220 de kilometri în care s-a turnat covoare asfaltice pe întreținere, la care se adaugă balastări și stau plombări și altceva. Deci doar 200 și ceva de kilometri în 2 ani de zile. La astea se adaugă proiectele care le avem pe PNDL. Sunt 7 drumuri județene care n-au văzut niciodată asfaltul. Unul din ele în proporție de 80% realizat cu ordin de începere dat din iulie. Deci lucrurile s-au mișcat. Mai avem cele pe POR, care sunt încă 95 de kilometri din astea 900, la 920 ceva, plus 60 și ceva, deci 70 de kilometri și cu 95, sunt 160 ceva de kilometri care vor fi reabilitați. Unii sunt în diferite etape de execuție, unele au ieșit din faza de proiectare și sunt în avizii și autorizații de construcție și sperăm ca în cel mai scurt timp, adică în martie, să, când vremea va permite, să înceapă lucrările și pe asta. Adică sunt lucruri evidente care sunt. Sigur că mai sunt, dar le luăm într-o ordine a priorităților. Le-ați sesizat. Cum de altfel și cele sesizate acum un an, doi, ele s-au regăsit acum finalizate. Sau într-un anumit stadiu, așa cum este cel de azi, cu documentația tehnico-economică în care să venim cu indicatorii în fața dumneavoastră să obținem aprobarea. Dar dacă tot sunteți la, acum la guvernare și la puterea, aș vrea să luați, că am tot vorbit de podul de la Onești. Podul de la Onești, una din
din Bels e finalizată. S-a finalizat lucrarea, s-a obținut avizul de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri de la Iași, s-au obținut toate avizele de aici, din, la nivel local. Este trimisă la Compania Națională de Autostrăzi de ceva timp și v-aș ruga să faceți un demers. Poate de sărbători oamenii să poată circula pe podul ăla, adică lucrarea este finalizată și ne-am împotmolit într-un aviz la CNAIR, la Ministerul Transporturilor și la IGRP. Poate faceți un demers, vorbiți cu domnul ministru, să urgenteze acest aviz. Ca oneștenii și toți cei care tranzitează să poată folosi banda. Că e păcat că s-a finalizat lucrarea și stăm într-un aviz de la București. Nu face acest demers, dar vă amintesc că același CNAIR și același IGRP au întârziat două luni avizul în cele de la și era pe care noastră. Nu putem face responsabilă acum. Păi să-ți ține. Păi să-ți ține. Dar, îmi mai permite să vă mai spun un lucru, nu am contestat faptul că se fac lucrări, că se reabilitează timpul. Ați văzut-o și cu concursul liberal, nu ați avut niciun vot împotrivă. Dar nu pot accepta ideea ca dintr-un traseu. Da, nu, n-am și am spus că suntem aici cu toții, cu toții am văzut, sigur că da. Sigur că da. Dar nu pot accepta ideea ca pe un traseu să am o porțiune reabilitată și restul să fie nereabilitată. Nu, colega. Eu așa ca o imagine plastică, doamna, nu mai cineva proastă. Doamne, cred că v-a dat un răspuns. Și cu pantaloni luți. Doamne, cred că v-a dat un răspuns. Deci, că nu mai deodată. Da. Trebuie că un lucrat cu cap. Nu? Deci, mulțumesc. Ați văzut că nu se face doar porțiunea asta, dar este dat foarte clar că este luată scandă în toată această porțiune. Domnul vicepreședinte, pentru cea de-a dat doamnă. Da. Pentru cea de-a doua întrebare, îmi asum, pentru cea de-a doua întrebare, domnul Dan, îmi asum faptul că doamna director mi-a dat acel raport, a fost aici, pe masă, la o ședință, dar din păcate am fost la fel de atent, precum sunt unii colegi la comisii. Și nu vă asum faptul că îl deam 35 exemplare la mine pe birou. Din păcate, este greșeala mea, cum îl deam. Dar, așa cum dumneavoastră văd că vă asumați realizările noastre, dar nu vă asumați și un eșec sau mai multe de ale noastre, vreau să știți că pe drumul ăla de la Gura Văi, cred că anul ăsta am reușit 5 km să turnăm. Asta n-am spus-o. Dar știți ce vă rog eu? Am rugăminte. Întrebați-vă, cred că dumneavoastră nu știți, dar întrebați-vă pe domnul primar că el știe. Apa de pe marginea drumului, care îmbăltește, care, dacă îngheață, cred că o să afecteze oarecum structura drumului. Apa aia trebuie să o îndepărtăm noi, CJO, care coboară de pe ulițe, care stă pe marginea asfaltului și pe asfalt, sau și șanțurile alea, care numai șanțuri nu sunt. Întrebați-vă, domnul primar. Dar este succes. Și nu mai faceți aceleași greșeli pe care spuneți dumneavoastră că le facem noi. Nu repetați atunci greșelile noastre. Cu avizul la orice la fel. Mulțumesc. Stimați colegi, eu cred că anul acesta, că suntem la și ultima întâlnire, ultima ședință ordinară, de acesta, dar și un moment, poate nu este la un moment din punct de vedere calendaristic al bilanțului și noi am mai discutat asta și am venit în fața noastră mereu și am actualizat. Nu numai că nu a fost un an rău, a fost un an bogat în tot ce înseamnă investiții și atunci când vorbim de investițiile în infrastructura rutieră. Bogat din toate punctele de vedere, de la drumurile naționale, dacă vreți, care au venit și au completat toate aceste eforturi ale noastre. Pentru că din cei 200 și ceva de kilometri care v-am spus, 130 și ceva de kilometri au fost covori asfaltice executate numai anul acesta, în 2019, în tot județul. Și ele vin să completeze, pentru că dacă luăm un alt drum din context, dăm un exemplu, DJ-117 la poduri pe PNDL sunt 4, ceva kilometri, dar s-a asfaltat, s-a turnat covor și anul trecut și anul acesta și se duc undeva la, și s-a turnat și la Berzunț spre
spre poduri și în total sunt vreo 12 sau 15 kilometri. Deci iată că, sigur că dacă discutăm de, dar sunt surse de finanțare diferite. Despre asta este vorba și n-aș vrea să luăm din context acest lucru. Deci a fost un an bogat. Ne dorim, domnul Olteanu, ne dorim și anul viitor să fie un an la fel de bogat ca și buget, ca să ne plătim și datoriile. Ne-am plătit datoriile. Am plătit la cec și avem zero datorii la cec. Pe proiecte care au finanțat. Am recuperat bani care au fost investiți de Consiliul Județean în ultimii 3-4 ani de zile, 5 ani, la, în sănătate. Tot ce s-a investit din bugetul propriu al Consiliului Județean și el a devenit eligibil și am transmis toate situațiile astea, ia că s-au încăsat aproape 11 milioane de euro în județ. În județul Bacău i-am recuperat pe echipamente și pe toată infrastructura care a investit-o Consiliul Județean atât la UPU cât și la dotările de specialitate, echipamente. Deci sunt lucruri cu care avem cu ce să zic și e păcat să umbrim, din potrivă. Da, s-au făcut, dar ar mai trebui și acolo, sau haideți să luăm ca prioritate și drumul ăla, sau s-a întâmplat ceva, nu știu unde, nu l-am avut luat în calcul. O să o rog și pe doamna să vină și o să discutăm ce este pe 2020 și cred că de acum, prin ceea ce am aprobat noi, cam știm ce ne-am propus în 2020 și cam pe ce buget și ne pregătim și perspectiva pe diferența respectivă de unde o luăm. Și am venit în fața noastră cu acel accept, cu acea hotărâre de a putea demara procedurile pentru un împrumut. Nu că nu avem, avem bani. Deci acum vă supun la vot proiectul de hotărâre care, cine este pentru indicatorii economici. Mulțumesc. Abțineri împotrivă? Nu sunt. A fost votat în unanimitate. Următorul punct al ordinii de zi se referă la construirea bazei Salvamont și anexe împrejmuirii de teren, fosă septică, vidanjabilă și branșamente la utilități în orașul Slănic, Moldova. Această solicitare a venit din partea Serviciului Public Județean pentru promovarea turismului, care e în subordinea Consiliului Județean. Așa cum știm cu toții și bine să reamintim, proiectul lucrarea sau pârtia cu tot ce înseamnă a ieșit din perioada de post-monitorizare, drept pentru care putem să venim cu alte proiecte care să completeze și să îmbunătățească acea investiție care noi am făcut-o. Iar terenul pe care urmează să realiza investiția despre care vorbim astăzi are 554 de metri pătrați și este situat în zona cascadei râului Slănic, pe partea opusă albiei râului, în intravilan orașului Slănic, Moldova, județul Bacău. Terenul este proprietate publică a județului, dat în administrare Serviciului Public Județean, și construcția propusă prin proiect, împreună cu dotările, echipamente și utilajele necesare, permit echipei de salvamontiști să-și poată desfășura activitățile de prim ajutor la eficiență maximă. Ce cuprinde acestea sunt spații funcționale, spații pentru prepararea hranei, spații pentru personal, vestiare și grupuri sanitare, garaj, zona administrativă, spațiu tehnic pentru centrala tehnică. Vă supun spre adoptare proiectul de privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul construire bază Salvamont și anexe împrejmuite fosă septică vidanjabilă și branșamente la utilități, rezultați în faza de proiectare, studiu de fezabilitate întocmit de SC asimetric SRL Bacău. E vorba de o valoare totală de 2.162.723 de lei, din care construcții montaj 1.573.401.000 lei. Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi, vorba de o altă documentație, de indicatorii tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții, reparații, capitale, șarpantă, clădire C4, cantină, școala gimnazială specială Maria Montessori din Bacău, din municipiu.
Se propun următoarele lucrări de construcție, desfacerea învelitorii și a șarpantei, compromisii precum și a vechilor hidroizolanți și tremezuri aplasate pe planșeul de la parter, refacerea integrală a sistemului de izolație termică, refacerea aticului pe întreg perimetru clădirii, structură șarpantă nouă, montare învelitor din tablă, inclusiv obritor de zăpadă. Noile lucrări vor asigura condiții normale pentru funcționarea de cantina obiectivului, respectând standardele impuse. Deci, valoarea totală a investiției de 680.000 de lei, 680.166 de lei, din care lucrări, construcții, montaj, 470.355 lei, cu TVA-ul inclus. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul proiect se referă la altă documentație și venim în fața dumneavoastră cu indicatorii tehnico-economici faza DALI pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de intervenție la clădirea din strada George Bacovia. Acolo beneficiarii sunt Serviciul Public Județean de Drumuri, Serviciul Public de Protecție a Plantelor, Centrul Zonal de Pregătire de Protecție Civilă Bacău. Ne-am fi dorit mai de mult să intervenim pe această clădire, dar au fost probleme până la clarificarea situației juridice a documentelor clădirii. Acum sunt toate documentele, așa că lucrările care se vizează a fi executate constau în refacerea finisajului interioare și exterioare, lucrări de izolare a fațadei, înlocuirea velitorilor, sistem de scurgeri și așa mai departe. Au fost elaborate documentații tehnico-economice, expertiza tehnică, auditul energetic, studiu geo și topografic, documentația vize de la ISU, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții la faza DALI. Vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicator pentru acest obiect de investiții. Valoarea totală este de 1.825.150.000 de lei, din care construcții montaj 1.265.242.000 lei. Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul proiect al ordinii de zi. Respectăm linia cu aprobarea indicatorului tehnic de data asta la o altă lucrare, la un alt obiectiv de investiții, amenajare și dotare loc de joacă pentru copii la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 din Comănești. Pentru realizarea acestei investiții s-a propus aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiului de fezabilitate, cu următorii indicatori. Valoarea totală a investiției 256.240,58 lei, din care construcții montaj 149.071 lei pe o suprafață de 300 de metri pătrați. Se preconizează că durata de execuție a obiectivului este de 2 luni. De pentru care vă supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici la această investiție. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Actualizarea programului de transport rutier contra cost pentru persoane prin servicii regulate. În acest context, operatorul de transport CCST Gaiu SRL Săucești a solicitat printr-o adresă către Consiliul Județean eliminarea ultimei curse din graficul de circulație a traseului Bacău-Cârlici, traseu cuprins în programul de transport 2014-2023, respectiv cursa numărul 7, să nu circule în perioada 1 octombrie 1 aprilie a unui an calendaristic. Transul sublinează faptul că măsura se impune a fi luată în această datorită scăderii numărului de călători ce utilizează transportul regulat pentru orele de plecare din localități la orele 19 și ora 20. Reprezentanții autorităților locale a comunei Filipești au luat la cunoștință, sunt de acord cu propunerea prestatorului. Vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre. Cine este pentru actualizarea programului transport? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Rămânem tot în zona de transport. Pentru aprobarea
transmitere licenței de transport pe traseul județean Bacău-Corbasca de la SC Land Trans-SRL la SC Impex Puiu-SRL. Este vorba de o hotărâre judecătorească prin care, o sentință a unei hotărâri judecătorești în care ni se solicită pentru că au fuzionat prin absorție SC Land Trans-SRL în calitate de societate absorbită de către SC Impex Puiu-SRL în calitate de societate absorbantă și eliberarea licenței de traseu pe traseul județean 42 Bacău-Corbasca pentru SC Impex Puiu-SRL. S-au atașat toate documentele, le-ați studiat în comisiile de specialitate. Faptul că licența este nominală, trebuie să o adoptăm, adoptăm proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Doamna director Mitrea, vă rog pentru următorul punct, aprobarea contului de execuție bugetară, o sinteză. Mulțumesc. Potrivit prevederilor legislației publice locale, în care și competențelor federale, în luna de aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul estival și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, coordonatorul principal de director a obligat să prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală. Contul general de execuție bugetară conține conturile de execuție bugetară ale instituțiilor subordonate și aparatului propriu în funcție de sursa de finanțare la data de 30 noiembrie 2019 și el este prezentat în anexele la proiectul de hotărâre. Având în vedere că casele bugetare înregistrate pe fiecare sursă de finanțare pe totalul venituri, precum și pe cele două secțiuni, nu depășesc nivelul plăților efectuate la parte de cheltuieli pe fiecare sursă, concluzionăm că nu se impune redimensionarea cheltuielor în raport cu gradul de încasare a veniturilor. Detaliile execuției bugetare pe fiecare sursă și pe cele două secțiuni, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titlurile, articole și alinate, sunt prezentate în anexe. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Dacă sunt intervenții, dacă nu vă supun spre aprobare contul de execuție, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la taxele pentru eliberarea, prelungirea, înlocuirea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean. Acest lucru se face anual, așa că în urma atribuirii licenței operatorilor județul Bacău prin compartimentul de specialitate transport public va elibera licența de traseu cu graficul de circulație aferent după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată. Cuantumul taxei pentru eliberarea, prelungirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane la nivel județean propus pentru o cursă pe an este de 42 de lei, iar al taxei pentru înlocuirea licenței de traseu pentru un an exemplar este de 117 lei. Taxele propuse spre aprobare sunt similare cu cele practicate în anul în curs, adică în 2019, de către Autoritatea Rutieră Română. Consiliul Județean a supus, conform procedurilor dezbaterii publice, proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor alte decât cele prevăzute de legea 227. A fost transmis și către cotidianului deșteptare anunțul privind organizarea dezbaterii publice asupra proiectului. Până la data din 1.11, publicul interesat a avut ocazia să vină cu propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbatere. Vă supunem spre adoptare proiectul privind aprobarea taxelor pentru eliberarea, prelungirea, înlocuirea licențelor de traseu în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi. Doamna director, Daniela Țățaru este aici prezentă. E vorba de planul de restructurare pentru instituțiile de protecție specială a persoanelor adulte cu handicap cu o capacitate mai mare de 50 de locuri aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. E un proces început de foarte mult timp, adică din 2005 mai precis, imediat după preluarea de către sau trecerea sub aceeași umbrelă
atunci era Direcția de Protecție a Copilului. Din 2005 a fost reorganizată această instituție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, intrând tot ce înseamnă unități de protecție a persoanelor adulte și seniorii în structura, în noua structură a acestei instituții. Și sigur, sunt instituții cu o capacitate mare, care sunt și la cu capacitatea, dar nu mai sunt ocupate la nivelul capacității datorită acestui proces de restructurare. A fost într-adevăr o barieră, ca să spunem așa, și o barieră atunci când e vorba de schimbare și o rezistență, ca să zic așa, la schimbare din partea conducerilor acestor centre la vremea respectivă, crezând că peste noapte o să rămână fără locuri de muncă, că o să scoatem de acolo beneficiarii și o să-i ducem nu știu unde. Lucrurile astea nu se întâmplă, nu s-a întâmplat la copii, acest lucru, unde perioada de separare între părinți și copii nu a fost, a fost mai mare sau nu a fost atât de mare, dar în condițiile în care adulții sunt în aceste instituții de 30 sau de 40 de ani și au dreptul, sigur, și ei la opinie, nu se face nimic fără acceptul lor. Așadar, aveți în material fiecare unitate cu capacitatea de locuri. Eu, personal, tot ce am aprobat noi aici a fost un an, și anul trecut, dar și anul acesta, prolific din punct de vedere al activității direcției, în sensul că a venit cu tot felul de proiecte care vin să facă un pas important spre diversificare, un pas important spre a crea aceste servicii la nivel de comunitate și a integra pe cât posibil, important pentru a găsi soluții la nivel de comunitate pentru a nu ajunge în aceste instituții în care sunt mulți beneficiari cu multe tipuri de servicii și foarte greu de gestionat, și să-i ajutăm pe primari să aibă și primarii pârghii atunci când se confruntă cu asemenea situații, nu doar să le asigure în ghilimele beneficii, dar așa cum este prevăzut în lege, spun beneficii sociale, ci să le acordă aceste prestații în bani. Până la urmă, pe noi ne interesează să creăm tipuri de servicii, nu să mărim numărul prestațiilor sociale în bani, ele trebuie să urmeze tipurile de servicii create. Și pentru acest lucru, sigur, în Bacău, iată, sunt câteva proiecte în derulare, în diferite etape de licitație sau de execuție. Sperăm să participăm cât mai repede, fiecare de unde este, și noi să fim prezenți la deschiderea și la punerea în folosință acestor noi tipuri de servicii. De altfel, Bacău era ceva timp în urmă nominalizat printre cele 100 de instituții mamut, la Bacău era nominalizat, între ele se afla Răcăciuniu, la vremea aia, cu 300 și ceva de beneficiari, 360-370 de beneficiari. Astăzi câți mai sunt, doamna director? 187. Astăzi mai sunt 187 și procesul de restructurare continuă, sigur, în funcție de, ținând cont de toți factorii. Deci cam despre asta este vorba. Vă supun spre adoptare, dacă nu sunt intervenții, să fim de acord cu acest plan, care este legat de strategia județului, strategia direcției, în primul rând, și integrat în strategia noastră pe care am aprobat-o. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi, vă rog să aprobați, așa cum prevede legea, ca partea de concediu care legal de odihnă pe care președintele și cei doi vicepreședinți n-au reușit să efectueze în anul 2019, să poată fi efectuată în 2020, și este nevoie de votul dumneavoastră. Așa că vă supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Doamna director Sava, scurt sinteză la următoarele două sau trei. Trei. Vă rog. În primul proiect de hotărâre prin aprobarea organizării și a statului din Direcția Județeană de Drepturi a Persoanelor Bacău.
transformarea cadrului profesional al unei funcții principale în principală superioră, redistribuirea două posturi, dotarea definitivă cu acordul salariaților între compartimentele direcției, precum și desfințarea unui post contractual vacant de funcționar activat, desfințarea unui post contractual de referent. Acum în serie că toate aceste lucruri sunt făcute pentru că avea încheierea de personal și numărul de personal aprobat în anul 2019, consideră necesară și o continuă inițierea acestui proiect. Dacă sunt intervenții, dacă nu vă spun spre aprobare, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Doamna director. Numărul 57/2019 privind formula administrativă, prin valoarea informațiilor profesionale individuale a Secretarului General al Unității Administrative Teritoriale, pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2019, calitatea de evaluator va fi președintele Consiliului Județean, în baza propunerii Consiliului Județean. Cu față de cele menționate, considerăm necesară și oportun înființarea acestui proiect. Mulți colegi, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sună. Noua dreptă. Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de management al managerului din Proiectul Județenei Constantin Sursa Bacău și desemnarea managerului interimar al Proiectul Județenei Constantin Sursa. Conform ordonanței de urgență a Guvernului 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și contractului de management încheiat între Consiliul Județean Bacău și managerul din Proiectul Județenei Constantin Sursa Bacău, contractul de management încetează prin renunțarea de către acesta la mandatul creditat. Prin adresa 2371 la Consiliul Județean Bacău, managerul Bibliotecii Județene, domnul Adrian Cerușescu, a fi misionat, renunțând astfel început cu data de iunie a 2020, la mandatul indemnizat prin contractul de venit. Astfel, început cu data de iunie a 2020, se propune desemnarea doamnei Anului Muzei Cătălina, în funcția de manager interimar al Bibliotecii Județene, până la data începerii executării unui nou contract de venit, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. Și astfel, președintele Consiliului Județean va încheia cu doamna Poliției Cătălina un contract de management pentru perioada asigurării de mamă, în care se vor vedea expresie în atribuțiile și limitele de competență al managerului de mamă. Față de cele prezentate, consideră necesară și oportună inițierea acestui proiect. Ne este și auto, este șef serviciu acolo, nu? Șef serviciu, comentarii politici și acest intervent. Da, este persoana care, în locul de domnului manager, prezent, când îl lipsește. Dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul proiect al ordinii de zi este legat de aprobarea încheierii cu Spitalul Județean de Urgență și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale a unei convenții privind avizul favorabil. E vorba de obiectivul de investiții, lucrări de modernizare, extindere, dotare, infrastructură, unitate de primiri, urgențe, realizare, heliport la Spitalul Județean de Urgență Bacău, amplasat în municipiul Bacău. Această situație se ia în faptul că prin certificatul de urbanism solicitat de județul Bacău și Spitalul Județean în scopul realizării lucrărilor de modernizare, între acordurile specifice ale mele sunt și cel de la STS. Noi în august 2019 am aprobat indicatorul tehnic actualizat pentru obiectivul de investiții mai sus precizat. Trebuie să menționez că s-a finalizat licitația, că nu au fost contestații, că avem un câștigător, că săptămâna asta sperăm să semnăm și contractul de execuție a acestei lucrări mult așteptate. Pentru că unitatea de primire urgență, așa cum este ea astăzi, nu mai corespunde cerințelor. Știm foarte bine că ea trebuie într-adevăr și apreciez foarte mult efortul făcut atât echipe de management și a specialiștilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență, dar și al aparatului de specialitate din Consiliul Județean și a Direcției de Dezvoltare Durabile, care au făcut echipă a Direcției de Achiziții și suntem astăzi în această fază. De altfel, sunt o serie întreagă de investiții care sunt în diferite etape acolo la spital. O să vă invit și poate ținem o viitoare ședință la începutul anului, o să vedem
când o să mă consult cu dumneavoastră, să ținem o ședință la Spitalul Județean de Urgență, să vedem toate aceste obiective în ce stadiu sunt, dacă sunteți de acord. Așadar, eu vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii cu Spitalul și cu Serviciul de Telecomunicații a Convenției pentru emiterea avizului favorabil pentru acest obiectiv de investiții. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă nu sunt. Domnule manager, Adrian Popa, care este aici prezent, vă dorim mult succes, spor la treabă și pregătește-te când venim să ținem o ședință acolo. Bine. Sărbători fericite. Următorul punct al ordinii de zi este vorba de un acord de cooperare între județul Bacău și raionul Belgorod Nestrovski, regiunea Odessa din Ucraina. E venit această intenție mult mai devreme. Așa cum prevede legislația, am cerut ministerilor de resort, a Ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor externe și a Ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice să emite avizele pentru proiectele de acorduri în termen de 30 de zile. Aceste acorduri au venit atât la Ministerul Dezvoltării Regionale și administrație publică, cât și la Ministerul Afacerilor Externe. Așa că, acum, conform prevederilor legale și a codului administrativ, în exercitarea atribuției pe care le avem, vin în fața dumneavoastră pentru a aproba proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între județul Bacău și raionul Belgorod din regiunea Odessa. Noi la Odessa avem unul din cei mai buni, cred că, ambasadorii României pe care a avut vreodată, Emil Rapcea. Am avut ocazia acum un an jumate, cred că, să ajung pe acolo. Foarte bine a pregătit toate întâlnirile. Un adevărat ambasador, pentru că cunoștea foarte bine și ne-a pregătit în minuțiozitate toată această întâlnire și cunoșteau foarte multe detalii despre Bacău, despre România și altfel o comunitate de români acolo care sunt foarte deschiși și ne așteaptă poate prezența noastră să fie mai deasă, mai consistentă prin proiectele care derulăm. Așadar, e un prim pas astăzi care îl facem prin a aproba acest acord de cooperare. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri împotrivă nu sunt. Doamna director Mitrea? Da. La un anunț important. Este Daniel, instituție prefectului a colegului nostru, Pietru Roșan, colegul de până astăzi. Avizul de la acelea ieși de la IGT a sosit, rămâne numai o structură să facă operațiunile necesare pentru redarea acestui. Perfect, da, trebuie să s-o trebuie mai mult. Iată, de contrasta de proiectul de la acolo la guvernare, nu știu. S-a mult ceva de simt din urmă. Chiar a păcat de această investiție care s-a adăugat. Bun. Doamna Vector, s-ați dat două lucruri. Vorba de reglementarea două imobili care s-au solicitat și în lista de inventar, nu, la poziția 66, trebuia făcut o corecție, cred că. Da, cu ocazia inventarierii s-a constatat faptul că două construcții, de fapt, mai conțineau încă două construcții, dar au fost asimilate așa unor construcții. Și atunci, la poziția 66, în inventarul 1, la parte din momentul în care ștetul din Bacău, sunt evidențiate construcțiile cămin, spălătorie, cabină poartă, garaj, CT veche și vechi și terenul în suprafață de 10,89 de metri pătrați. Imobile identificate, denumite în continuare C5 și C6, sunt construcții de fundație de beton și sunt într-o stare avansată de degradare. În vederea reglementării situației celor două imobile, s-au solicitat date din valoarea acestora și în acest sens a fost întocmit în referat, deci aici în patrimoniul 4.000 și s-a solicitat în vederea registrării de prezența a avut ca rezultat la două evaluare
la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Cu acestea, eu vreau să vă mulțumesc în numele colegilor, în numele vicepreședinților și a noastră pentru colaborarea din acest an, să vă urez sărbători fericite și să ne vedem jos la brad pentru a premia copiii. Da? Și să mulțumim colegilor din pregând, ne-au ținut vigilența, așa. Păcat. Că nu... Și că eu nu...